Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un silver. Deschidem repede un fire, un battle healer și snowball. Avem aici golden chest cu skeleton dragons, avem royal delivery, skeletons, inferno tower și gold. Încă un golden chest care are gold, bed, skeleton dragon, furnace și mega minion. Ok. Hai să vedem și crown chest-ul. Avem două bucăți. Cu gold gemuri avem giant snowball, skeleton barrel, skeleton dragons și battle ram. Ok, și încă unul cu gold gemuri, goblin cage, skeleton barrel, trei muschetiri și un execuționer. Bun. Între timp am trecut și linia de finish din War și avem și aici un chest din nou de level 2, adică de poziția a doua, în care avem aproape 4000 de gold, skeleton dragons, trei muschetir, girls și o legendară. Hai să vedem ce legendară avem. Avem un loc. Bun. Foarte puțin și vom face level up la loc. Ne mai trebuie o singură carte. Hai să vedem un clan ce s-a mai întâmplat aici în chat între timp. Doar trade-uri. Bun, hai să cerem și noi o carte. Singura pe care mai putem cere este acest Royal Delivery. Și uneori Skeleton Dragons când mai donăm din ei și avem poziții libere. Bun. Între timp a început și Triple Draft Challenge-ul, la care vom juca niște meciuri. Pentru că la War deja nu mai e nu mai e interesant. Adică cu siguranță eu voi juca meciurile, dar nu mai are sens să fac episod. Și hai să dăm join Triple Draft Challenge. Ne uităm un pic peste reward-uri. Avem gold, avem niște chest-uri, bă, reward-uri micuțe, ieșim la 3 înfrângeri și hai să dăm drumul cu primul meci. Bun. Cu siguranță o să iau acest balon. Cred că firecracker-ul ar fi mai potrivit. O să iau și fireball-ul. Luăm fire spirits pe care i-am adus de curând la level maxim. Hai să luăm și furnace-ul. E o carte bună. Aici între log și... cred că totuși logul e un pic mai bun. Deși dacă are acel... acel X-Bow, va fi bun și barbarul. Și hai să luăm Bowler-ul sau Rage-ul. Nu, mai degrabă Rage-ul pentru că avem balonul. Și vom mai lua... Zepis. Bun, hai să vedem dacă deck-ul ales de noi este un deck bun. Să începem cu Furnace-ul din partea dreaptă. Punem aici barbarii. Mai punem niște fire spirite. Și scăpăm cu puțin damage pe turn. Nu vom pune Furnace-ul aici, firecracker-ul. Vom pune în schimb balonul undeva în spate. Da, și o să-l ajutăm cu Zepis și cu... și cu firecracker-ul. Și vom mai pune probabil... hai să dăm rage-ul. Să vedem câte hit-uri va da acolo. Un singur hit, din păcate. Bun, punem din nou furnace-ul. Punem aici din nou fire spiritele pentru a scăpa de acei minions. Da, și stăm bine în acest început de meci. Avem un avans de 400 de damage pe turn. Punem din nou Zepis. Ok, nu avem suficient elixir pentru balon. Îl punem într-un final. Și nu ajunge pe turn, dar va da ceva damage acolo.
Bun, stăm bine momentan, încă avem un mic avans. Punem aici Firecracker-ul, care rămâne în viață cu puțin noroc. Probabil va pune acum... n-a pus turnul, mă așteptam să pună Bomber Tower-ul. Să punem Furnace-ul aici. Trimitem din nou încă 3 Fire Spirite. Și din păcate ajunge pe turn acel Mega Knight. Ok, o să trimitem Fireball probabil. Punem și Zepis. Și trimitem din nou balonul, să dăm și un rage. Punem Furnace-ul aici. Avem în continuare un mic avantaj. Trimitem din nou balonul. Punem și un rage. Dăm aici un Fireball pentru barbari. Trimitem din nou Zepis. Scorul e foarte strâns. Hai să dăm un... și pierdem din păcate la limit acest match. Trebuie să stăm mai mult în apărare. Bun, hai să mai dăm un match. Luăm Firecracker-ul aici. Să luăm din nou Fire Spirit-urile. Zepis. O să luăm Royal Recruit-ii. Din nou balonul. Freeze. Să luăm și Arrows. Și... cred că vom lua Ghost-ul. Și Fisherman-ul ar fi fost... ar fi o alegere bună. Bun, hai să vedem. Începem cu Royal Ghost-ul. Punem și Firecracker-ul pe stânga. Pentru a lupta cu acel golem. Ok, și vom mai avea nevoie de recruți. Să trimitem balonul pe partea dreaptă. Deși probabil ar fi fost o alegere mai bună să-l punem pe partea stângă. Da, și rezistăm fără damage în acest prim minut disputat.
Mă aștept să pună golemul din nou. Așa că începem cu firecracker-ul, care ar fi trebuit pus un pic în partea stângă. Punem și Zepis. Și cred că vom trimite balonul în fața trupelor. Da, și probabil că îi vom doborâ turnul din... I-am doborât deja turnul din, din partea dreaptă. Trimitem acum și firecracker-ul. Punem Royal Recruții plus Zepis. Să trimitem aici și Fire Spiritele. Da, îi scoatem și turnul din dreapta și obținem astfel prima victorie din acest challenge. Bun. Ne luăm primul reward. Cred că sunt 2000 de gold, dacă mi-amintesc bine. Sau un golden chest. Da, avem un golden chest aici. 500 de gold, skeleton barrel, ice golem și skeleton dragons. Au, și 8 cutremure. Bun. Nimic de donat. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!